Alo, halume bună, bine ați revenit la un nou episod din The Forest. Curajați-o mai toate alea, bla bla, știți voi. Hello. Hei, Raja. Hei. Cufu. Deci, încerc să scrijelesc pe copac, pe scoarța unui copac, numele nostru, cu inimioară, dragă. What? What even? Who are you? Raja doesn't love me that much, who are you? Nu, nu știu ce să zic despre asta. Oh, hai. E acea perioadă din săptămână în care noi doi ne facem ritualul nostru în lipsa femeilor de pe insulă. Și pentru că nu am mai bătut nicio canibală de mult și au putrezit toate și nu mai ne putem folosi de ele. That is just gross. Dar nu avem încotro. Jamal, don't you remember the night before the lună plină? Da, clar, clar. Uite, de ce nu mă ajuți tu pe mine așa mereu? Să vii să tăiem, eu tai copaci și tu îi strâni sau invers ca să facem și noi treaba mai repede. Because I am building stuff. Da? Păi ce-ar fi să ca tai tu copaci să mă apuc eu de construit? Eu cred că ar fi mai palpitant. Nu. La fel și pentru public, de mai ales din punct, mai ales că eu filmez. Yeah, but I don't like how you build things. You what? I don't like how you build the things. Wow! But you're like, dacă e mai strâmb așa, tu ești fix. Aia nu contează. Bine, dar poate nici mie nu-mi place cum mă străiești. Ba-ți place, că n-ai deci, spus nimic despre... Ce ai zis? Tu stai lângă... A? Tu stai lângă aia, da? Deci dacă tu iei sania aia și pleci acum fără să mă ajut să termin de umplu și cealaltă sanie, înseamnă că ești nașpa. Și că nu o să-ți mai tai copaci deloc. God, fine, I will help you. Singura chestie nașpa cu copaci ăștia e că vezi canibalii mai greu. Nu e o problemă. Dar arată mișto. Chiar arată mișto. Dar așa se face la fiecare update. Ce se fac? Da, de fiecare dată. Când se face un update, cresc copacii. Cel puțin din câte știam. Well, that is good. Altfel am rămâne fără copaci în pădure. Păi cam asta cred că e și ideea. Închid porțile sau le las așa? Normal că le las așa, e mijlocul zilei și mai trebuie să trec și eu pe aici. Nu ești doar tu, remember? Dar ultima oară m-ai certat că... Hei! De ce te-am certat? Nu mai țin. Pentru că ai intrat un canibal la ei și n-am mucat ușa. Da, păi, da, era vina ta. What even? I don't like you. But... E bine, îți place, nu-ți place? Suntem doar noi doi pe insula asta, care nu vrem să ne, nu vrem să ne mâncăm între noi, da? Așa că te rog frumos. Nici nu vreau să am... Da, este un canibal chiar în spatele meu, în bază. Destroying our shit. Poate se spawnează mai nou pe acolo. Nu, nu cred. Dar atunci pe unde intră de curiozitate? Picior, de ce nu... gen... Cum? Are urechi puse ca o brățară pe picior. A, e de la cu club? Nu e de la cu club, dar are el un model așa pe picior. Mi se pare ciudat, adică gen dacă ar intra pe aici, pe undeva, ar trebui să-l văd, pentru că eu sunt în bază. Frate, păi ar fi îngrozitor să se spawneze de la noi aici. Da, nu zice că se spunea nu doar în sat sau cum funcționează, nu mai știu. Nu știu. Nu, au diferite locuri. Poate s-a pus aici unul de la mea companie. Mă gândesc că, gen, este
E destul de mare locul, știi? Și se spunează unde nu suntem noi, undeva într-o apropiere sau ceva, bar n-am. Adică, nu neapărat, dar nu înțeleg de ce se spunează în bază. Da, nu știu, nu înțeleg, sincer. Ia uite, m-am pus să iau sani asta. Why? You have to help me. Pentru? A venit canibalul ăla după mine și am lăsat Sania aici și nu mai pot să iau. Hai că cred că am reușit, gata. Am crezut că încă e acolo, mă și miram, credeam că l-ai omorât. La moment. Sper să nu se spawneze armi la noi în bază, cum s-a întâmplat la ăla. Asta nu ar fi drăguț deloc. Da. Ok, cred că e de la netul meu. Eu sunt sigur că e de la netul tău. De ce n-ai băcat că mănânc căcat aici de jumătate de oră? Nu știu, dar nu mi-am mâncat încă. De ce îmi place? E bun. You should try it. E bun și ca... E poftim? E bun ce? E bun și cald. Da. Măcar mănânc ceva cald, că dacă vin acasă acum bănuiesc că mănânc picioare reci uscate de canibal vechi. Mai bine decât căcat. Nu știu ce să zic. Eu știu. Ah. Okay. Deci tu știi că mănânci mai, mai mult căcat. Cum? Am zis că tu știi că tu mănânci mai mult decât mine. Da, mă, da. It was a good account. You gotta admit it. Cine ta în asta constă? Căcat și pișat de boturi. Wow! Câteodată și vom. Trebuie să mănânci variat. Zile, zilele speciale. Da. Zilele tale bune cu bani. Zilele mele bune de studiu cu bani. Da. What do you mean? Opa, unde opa. ești? Ca Nu să se te aduc lăguiște un Sania? pic. Ești sus sau e jos? Sunt sus, colegul de ceva. Unde? În bază. Ok, unde este desfăt? Aud un canibal și nu știu unde este. Eu nu aud pe nimic. Ai du. Uite cum se cațără. Cringe în Uite. căsuța din copac. Unde? Serios? Da. Gen, pe jos, bețe sau astea? Nu, cringe în casă. Vezi? Ok. Da. Doesn't look Where that is the bad. kebab? Nu este niciun cand de acolo. But I heard him. He was like, Ți-am zis că tu ești nebună și ai auzit ai Nino? Ți-am mai zis asta. Să iei sania aia de sub copac. Când duci jos. Ok. Și cred că mai e o sanie plină aici, dacă vrei, de unde ai luat-o pe cealaltă. Mamă, păi și noi nu putem să scăpăm de copaci ăștia din bază, nu? Nu, pentru că m-am distruge tot. Trebuia să ne ocupăm de asta înainte de update, dar oricum nu e chiar așa de rău. Arată bine. E... Arată bine, dar nu știu cât este de practic. Eu zic că e ok. Putem să facem capcane dintre alea cu copaci. We should do more traps, by the way. Păi, eu asta ți zic că ar trebui să facem un loc de casă, dar dacă tu te încăpățânezi, hai să facem casa, mă. Bari murim, dar să avem casă. Vrei să iau asta cu beții jos în bază? Da, asta ți-am zis. Ok.
Bine, în același timp era drăguț dacă stăteai să mă ajuți cu beiul cu lemnele, dar e ok. I'll be back. Știu că nu prea ai tu obiceiul ăsta. What do you mean? Tup, 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 tup. Mai zine și nouă ceva. Ce mai faci în baza acolo? Cum mai... Păi acum duc bețele jos. Din bețele astea o să facem un garduriț. Oh. Credeam că o să terminăm ca să nu ne mai apară în stânga jos, că mă enervează. Ah, sau asta, da. That's what I will do right now. Da, hei, uite, acum dacă tot ai venit până sus, de ce nu ți-ai umplut inventarul de bețe ca să te duci cu de două ori mai multe bețe? Păi am! Sunt plin. Da. Da, dar nu ne mai trebuie niciun boț aici. A, ba da. Ba da, pe decât acolo ne mai trebuie bețe. Leaves? Pentru ce ne trebuie leaves? Nu știu asta. Ba, cred că e focul de la shelterul ăla, din baza de acolo de unde am pus copacii și alea. Și bețele. Crezi? Da, cred că s-a ars acolo, trebuie să mai punem acolo. Nu vezi că îți mai cere 4 bețe și probabil nu știi unde sunt, nu? Da. Mai acolo cred că e. Adică așa cred eu, nu știu. Dar nu e suficient. That's not good, sir. That's not good. De fapt, știi ceva? Ia stai să mă uit eu după ceva anume. Ok. Da? Aparent la Emin casa se omoare cineva. Da. Uite unde ne trebuiau bețe. Unde? Este un foc aici jos care s-a terminat. Păi, asta am zis și eu. Ah, credeam exact că zici. Asta. Credeam că zici de la șentru. Exact asta am zis și eu. Fai! God! Are you even listening? Of course I'm listening. Doamne, ce mă enervez că ai pus aici picioare. Da, și pe mine mă enervează, nu știu, nu pot să le dau jos, că nu le nimeresc. Mă disperă când le văd acolo. Asta ți-am zis, că nu prea îmi place nouă la B din punctul ăsta de vedere. E foarte scârbos. Dar de ce ai mâncat? Asta, dar e nepractic. De ce ai mâncat picioare de canibal? Ce? My fault. Trebuie să avem grijă pe unde călcăm în bază mai nou. Why? What's wrong? Hai să nu discutăm despre acest aspect. Bă, dar chiar nu mă așteptam asta, dar e ok, e ok. What do you mean? Ce faci mai acolo? Cu ce te mai chinui? Cu Sani. Cu Sani? Husani. Husani, măi. Ai construit o capcană? Nu. Te-ai zis să avem grijă pe unde călcăm? Nu. Ok. Unde la Sani asta? Afara zidului, unde poți să tai copaci ca să iau. Deci aparent dacă ți-e foame sau ceva, îți scade și energia mai repede și îți crește la fel de repede. De greu, pardon. Dacă ți-este foame, scade energia. Păi da, dar eu nu știam asta. Păi asta este și în viața reală. Nu mai spune. Vai, de ce n-ai bani? Nu pot să bag asta.
fucking stâmp să cum se numește. Fucking slave. Da, nu știu, nu cred că trebuia să pun capcana aia chiar acolo. Acolo mergem cu Sania, dar putem să o luăm pe partea asta la alte, să nu mai accesăm drumul ăla. Nici nu mi-am dat seama. Adică nu știam că se activează așa. Era oricum să-mi iau o lovitură de la chestia aia, că am activat-o în greșeală. Ăla e pentru armzi, mi se pare. Da, nu știu cum să ajungă armzi până acolo, dar... I hope not. Mă rog, ideea era să mai punem capcane pe aici. Nu știu exact unde și pe unde ar trebui să mai punem și ce. Da, nu sunt prea multe, sunt doar 4-5 capcane. Nu, 8 sunt, dar una e de iepuri. Ai pus de iepuri? Nu, n-am pus, că în pântea nu e nimic pe aici ca să punem pentru iepuri. Ah, sunt 4-5 capcane în... Da, asta am zis. Ok. Nu am rezolvat aici cu asta, cu ușa. Tu poți să intri bine? Pe unde? Prin ușa asta. Știi că nu sunt lângă tine ca să văd, nu? Ce ușă te referi, măi? La ușa aia prin care nu putem să trecem noi, la bază. Nu știu despre ce vorbești din nou. Doamne, ușa aia prin care nu mai zis să treci cu Sania. Te referi la portița aia acolo, la gaura aia? Da. Da, eu ți-am zis că am trecut fără probleme, tocmai asta ți-a început episodului trecut. Da, și eu am spus că nu pot să trec fără probleme. Ba, da. Eu nu pot. Funcționează. Păi și ce-mi spui mie de tine? Măi, ai luat tu Sania aia cu lemne cumva? Da. Mamă, deci mă învârteam ca prostul pe aici ca să fac o capcană și nu știam unde e. Scuze, credeam că pentru mine e scos. Da. Ar trebui să nu mă mai gândesc la așa ceva, mă? Exact. You are very mean, sir. No, I'm not mean. I'm realistic. Why can't I do? Vai, mai trebuia un buștean. Vai, ce urât. Cred că dacă nu ai bușteni așa aiurea care nu ți aparțin, poate aveai. Nu cred. Cred că dacă nu l-am, nu mai avem niciodată, sincer. Dar eu nu înțeleg de ce te axezi pe chestia aia în loc să termin ce ai început prima dată. Aoleu, ce urât să vede pe geam. Nu contează. Mie nu-mi place ce construiește tu. Ăla e ca să intre lumină, ok? Oh, wow. What? You like it? You actually like it? Nu, nu-mi place, dar văd că mai trebuie un buștean, dar poți să calci pe el. Adică, gen, dacă nu era cu păi, trecei pe pentru el. Că l-am făcut din două părți de... ok. Nu era un rope aici? Nu. Probabil l-am luat. Am început să rămân fără rău, că am făcut capcane și puțin. Păi, cam asta ar fi și pentru episodul de astăzi. Astăzi Emi-a aproape terminat balconul. La o lipsă de un de la. Și am mai făcut și noi niște capcane ale alea pe aici. Și data viitoare poate și termină ea chestia aia ca să scapă data de ea. Și ne apucăm și noi serios de defense. Adică să facem multe capcane și să terminăm rețeaua de turnuri prin care o să putem fugi. De inamici. Da. Ar fi destul de interesant, zic eu. O să trebuiască probabil să mergem cu turnurile și până în bază jos sau ceva și să ne facem o ieșire spectaculoasă pe o plută.
Ah, o să construim o plută de aur, ias. Sau casă pe apă, gen, și să facem, să coborâm așa din turnuri și ultimul turn să nu aibă neapărat o funie, să aibă așa o scară, știi, în jos, în mare, până la un doc și la docul ăla să fie puse chestiile alea. Și să putem să fugim cu casa, dacă e Să fugim cu casa. nevoie. Da, să cu pluta cu casa. Da. Aud canibali. Mă, dar văd că tu nu ai pus deloc pe... wow, cum arată. Păi și stai, tu ai scos zidul ăsta ca să poți face asta și acum să pui iar zid? Da. Păi Incredibil. pun unul aici și pun unul aici. Unul ori pun ușa, ori las așa gol. Da, tu știi mai bine. Hai, mai Văd ce că n-ai nu-ți folosit... place? Ba da. Văd că n-ai folosit deloc... cum îi spune? Îmi scapă. Ia uite, Ai mă. mai adus un buștean? Nu. De unde era, ui? E, nu știu. Oh, este o mică gaură aici, dar e ok. Da. Nu, că nu mai știu ce voiam să zic. Deci chiar voiam să zic ceva, dar Văd nu că știu n-am ce. folosit. N-am folosit, ce n-am folosit? Nu știu, aici văd că n-ai folosit... Scapă, what the fuck? Ce n-ai folosit chiar? A, wow, merge să pui doar două ziduri aici. De ce e o ușă aici? Pentru că mă gândeam să fac și în partea asta, dar nu cred că mai fac. Da, cred că ar arăta foarte bine. Nu, mă gândeam să fac în partea asta inițial. Păi și să facem ușă spre balcon sau să lăsăm zidul gen gaură în zid? Cum adică să lași doar în Adică zid? să scoți un zid de Lasă! aici. Dar după aia nu mai poți să pui acoperiș, că sau poți. Nu știu, sincer. Chiar nu tu știu, tu știi mai bine. I-am terminat și balconul lui și ne-am și lungit cu episodul. Da, nu știu ce n-am folosit. Mi-a scăpat ideea. Până data viitoare, nu înțeleg de ce dracu e un buștean în mijlocul mării. Emi, ce naiba ai făcut? Oh, I didn't do anything. Nu, serios, cum a ajuns un buștean în mijlocul Nu mării? am idee. O fi căzut vreodată de când am mai tăiat noi pe acolo cu margine și a ajuns așa, da? Posibil. Sau poate lucrează ăștia la o nouă insulă și... Și-a uitat un buștean acolo. Sau le-a aruncat tu, pur și simplu. Nu, am uitat un buștean, gen... A căzut un copac de acolo și a venit bușteanul pe mare, până la noi. Ia uite, mă, deci mă oftic rău de tot că nu mai știu ce i-am zis lui Emi, că nu a scăpat, că i-a scăpat nu știu ce, că Păcat, n-a folosit păcat. nu știu ce. Hai că arată mișto, chiar îmi place. Da, gata, mi-am adus aminte, putem să terminăm. Nu ai folosit deloc ziduri de Gata. piatră, voiam să zic. Păi unde să le folosesc? Nu știu, la fundație, habar n-am, nu știu. Poate o să folosesc. Da, păi cam asta ar fi și pentru episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like și să vă dacă v-a plăcut și un like paginii de Facebook, să rămâneți la curent cu toate noutățile. Eu am fost, stai, Rajat, împreună cu... Jamal. Așa, iar voi ați urmărit The Forest... Episodul nu știm care. Wow, cred că 23. Pe data viitoare.